Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vorbim despre o temă foarte specială, foarte frumoasă, cu ocazia sosirii primăverii în tradiția românească, în primele 9 zile din luna martie. Fiecare român își alege baba ca să își dea seama cum o să-i meargă în anul care vine. Și cu ocazia asta vreau să vă ajut ca să înțelegeți mai bine energia fiecarei babe în parte prin niște etalări în care o să analizăm mai în detaliu fiecare babă în parte. Tradiția începe de la baba Dochia și ale sale 9 cojoace, care în primele 9 zile ale lunii martie treptat începe să își dea jos din cojoacele sale, anunțând astfel apropierea primăverii. Astfel s-a născut la români această tradiție de a ne alege baba sau ziua dintre primele 9 zile din luna martie pentru a ne intui oarecum norocul în anul care vine. Dacă nu știți cum să vă alegeți baba, există mai multe metode. Puteți să alegeți foarte simplu un număr de la 1 la 9, care este numărul vostru preferat și ziua respectivă va reprezenta baba voastră, sau puteți să mergeți pe metoda clasică și să vă alegeți în funcție de ziua de naștere. Dacă ziua voastră de naștere este între 1 și 9 ale lunii, ziua în care v-ați născut este și baba voastră. Dacă ziua voastră este, spre exemplu, în 25 ale lunii, va trebui să faceți suma celor două cifre, 2 plus 5 egal 7, prin urmare, pe 7 martie va fi baba voastră. În funcție de cum va evolua ziua respectivă în care pică baba voastră, fie că v-ați ales-o sau ați calculat-o în funcție de ziua nașterii, așa o să vă meargă și în anul următor. Dacă o să fie soare și frumos, o să aveți un an frumos, plăcut, plin de împliniri și bucurie. Dacă o să fie urât și mohorât, nu o să fie cel mai bun an pentru voi, dar mare atenție, dacă plouă sau ninge, asta e semnal de belșug, de foarte multă abundență. Și pentru a oferi un strat suplimentar de subînțeles acestor interpretări referitoare la cele 9 babe, v-am pregătit o scurtă etalare cu niște cărți oracol, o carte din setul Moonology, oracolul de lună, pentru că luna este corpul planetar care guvernează ciclurile feminine, și încă o carte din acest oracol, Legendary Ladies sau Doamne de legendă din istoria și mitologia mondială. Și acum hai să vedem ce vă rezervă baba voastră pentru această zi, pentru cei care ați ales baba numărul 3, ziua de 3 martie. Ce mesaj are baba pentru voi? Luna nouă în Taur și Kuan Yin, zeița compasiunii. Vă așteaptă foarte multă prosperitate în anul acesta. Anul acesta, cei care ați ales baba numărul 3, va trebui să vă canalizați toate eforturile pe situația voastră financiară. Puteți să obțineți lucruri fenomenale aici pe partea financiară. Puteți să începeți afaceri noi, joburi noi care o să vă aducă foarte mulți bani. Puteți să transformați un hobby într-o sursă secundară de venit. Toate afacerile, investițiile, activitățile începute anul acesta o să vă aducă abundență pe tot restul vieții. Și e foarte important cu această carte, cu luna nouă în Taur aici, să rețineți că banii nu sunt un lucru negativ. Goana după bani doar de dragul banilor, da, ăsta e un lucru negativ, dar banul în sine este doar o formă de energie care ne poate ajuta să obținem mai multă stabilitate, mai mult echilibru și mai multă fericire în viața noastră. Banul nu trebuie să fie scopul final. Banul este o unealtă pentru a obține ceea ce ne dorim în viață. Anul acesta puteți să obțineți tot ce vă doriți în plan financiar dacă aveți încredere în voi și dacă sunteți dispuși să depuneți și efortul necesar pentru a obține aceste lucruri. Totul se rezumă la legea atracției. O să primiți exact atât cât voi credeți că meritați să primiți. Și asta e valabil în toate planurile. Și când mergeți să negociați salariul pentru un job nou, și când mergeți să negociați tariful pentru o activitate pe care o prestați,
și în felul în care vă tratează oamenii din jurul vostru, în toate planurile existenței voastre. Dacă încă n-aveți un cont de economii, dacă încă n-ați început să puneți niște bani deoparte, acesta este anul în care trebuie să faceți aceste lucruri. Și în același timp, nu uitați anul acesta de zeciuială. 10% din tot ce câștigați, asigurați-vă că îi donați societății, oamenilor care au nevoie. Pentru că aici avem Kuan Yin, zeița compasiunii, care vine și ne aduce aminte că prea mult accent pus pe aspectele materiale ale vieții ne dezumanizează. Și atunci intervine acest concept de compasiune și de a-i ajuta pe cei din jurul nostru. Și anul acesta, țineți minte, cu cât dați mai mult, cu atât o să primiți mai mult. Cu cât sunteți mai darnici cu timpul vostru, cu atenția voastră, cu banii voștri, cu atât o să și primiți mai mult. Va fi un an foarte interesant pentru cei care ați ales baba numărul 3. Dați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, nu uitați să vă uitați la videourile pentru luna martie pe fiecare zodie în parte, în care fac o analiză astrologică generală, horoscopul particular pentru zodia voastră și vă dau niște mesaje suplimentare de la astrozarul, cărți de tarot și cărțile oracol. Găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și după masă în etalarea zilnică și mâine pentru următoarea babă. Pa, pa!